Acționarii Complexului Energetic Oltenia se reunesc în București în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor. Pe ordinea de zi a ședințelor sunt teme de interes cu privire la situația economică a companiei energetice. Printre aspectele ce urmează să fie analizate se numără și activitatea șefilor companiei. Va fi prezentat raportul administratorilor, raportul de audit. Totodată se va propune aprobarea acoperirii pierderii pentru anul trecut și descărcarea de gestiune pentru fiecare membru al directoratului și Consiliului de Supraveghere.